Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Brașovul Actual, la o nouă emisiune electorală. În această seară am alături de mine doi candidați. Doamna deputat Luminița Adam, candidat pentru Camera Deputaților. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Mihai Costel, candidat pentru Camera Deputaților, președinte PMP Brașov și totodată viceprimar al municipiului Brașov. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Aș dori să încep cu dumneavoastră, doamna deputat, candidați din nou pentru Camera Deputaților. Da, spuneți-mi de ce? Ce v-a determinat să candidați pentru un nou mandat? În primul rând, am destule proiecte începute și neterminate. Asta înseamnă că o serie de proiecte de lege pe care le-am inițiat sunt încă în diverse stadii în dezbatere în Parlamentul României. Unele sunt la Senat, altele la comisii. Câte inițiative legislative ați avut? Peste 100 de inițiative legislative. Am fost un parlamentar care am muncit. Câte au fost concretizate, finalizate dintre Cred acestea? Cred că în jur de 23. Ce vă propuneți în noul mandat? Păi, în noul mandat îmi propun să-mi reiau o parte din inițiativele legislative care au fost respinse. Și de ce? Pentru că foarte multe dintre ele erau în plan social, se referau la măriri de alocații, la mărirea pensiilor, a punctului de pensie. Deci foarte multe proiecte foarte bune, dar nu au găsit la vremea respectivă majoritatea necesară în Parlament pentru a putea trece proiectele. Vreau să vorbim despre nivelul de trai. Am văzut că oamenii, și știm, se plâng de nivelul de trai, salariile sunt mici, știm cu toții, la fel și pensiile. Ce măsuri, cu ce măsuri vine Partidul Mișcarea Populară în acest sens? Curios este că fiecare guvern, mai mult sau mai puțin, raportează că lucrurile merg bine, că există o creștere economică și aproape de fiecare dată cetățenii nu o percep în propriul buzunar. Adică această creștere economică este pe hârtie, la nivel declarativ, dar nu se simte în fapt. Partidul Mișcarea Populară își propune să pună un semn de întrebare, în primul rând, la ceea ce s-a întâmplat până acum și apoi să vină cu investiții. Noi considerăm că nimic nu se poate face dacă nu ai o bază solidă de investiție și de producție. Adică, ușor, ușor, țara noastră s-a transformat într-o țară în care doar se consumă sau în cea mai mare parte se consumă sau primim servicii, exact, și foarte puțin o țară în care produce. Și mai este un aspect, și dacă producem, producem lucruri care nu au o importanță foarte mare sau manopera este foarte scăzută. Și la ce anume mă refer? E o veșnică problemă că în țara noastră, un lucru pe care îl știm cu toții, l-am văzut, se taie pădurile. România exportă lemn brut, nu exportă lemn prelucrat. Deci, dar importăm pierdem electronice. Aproape 3 hectare pe oră. Era exact, dar importăm electronice. Manopera și costul pentru o componentă mică electronică este infinit mai mare decât primim noi înapoi în urma exportului pe care îl facem de materie primă, de materie brută, nefinisată, neprelucrată. E, toate lucrurile astea ar trebui să se întâmple în țara noastră. Avem tineri deștepți, tineri capabili, tineri instruiți, pentru că dacă nu ar fi așa, nu ar fi primiți cu brațele deschise în Occident. Deci tinerii noștri trebuie să rămână în țară, în primul rând. Și despre tineri. Așa, nu, dar și să producă aici și să producă elemente de tehnologie, să devenim o țară care are o forță de muncă pentru care vrem să o oferim altora și să primim mai mulți bani pentru ea decât primim acum. Domnule Mihai Costel, ce facem cu salariile, cu pensiile? Sunt mici. Ce părere aveți legată de legea salarizării unitare? Da, acum cu siguranță componenta aceasta salarială și cea legată de pragul de pensii întotdeauna a fost o discuție în preajma alegerilor parlamentare. Vedeți și dumneavoastră, oferta electorală a diverselor formațiuni politice este diversificată. Foarte bine a subliniat colega mea că pentru a putea, în primul și în primul rând,
ridica nivelul de trai, pentru că până la urmă ăsta a fost punctul de discuție, subiectul. Pentru a putea ridica nivelul de trai, nu este suficient să te uiți la salarii și la pensii. În primul și în primul rând trebuie să vedem și să dezvoltăm un mediu investițional corect. Fie că vorbim de Brașov, județul Brașov, municipiul Brașov, fie că vorbim de România, problema este una generală. Uitați, noi am avut, din punct de vedere al investițiilor, din punct de vedere industrial, am avut o dezvoltare destul de bună pe multe segmente, iar în momentul acesta noi ne-am transformat într-o țară în care, cum spunea și colega mea, mai mult importăm decât producem, sau ceea ce ducem în afară, ducem brut, în loc să prelucrăm la noi în țară și prețul să crească, cu mici eforturi, bineînțeles, și totodată acest mediu, investițiile care au venit în ultima perioadă în România, fie, sau care s-au făcut în România, fie că vorbim de cele naționale, cât și cele din exterior, marea lor majoritate au fost investiții în domeniul serviciilor. Haideți să luăm exemplu concret. Ne uităm la municipiul Brașov, da? A fost un municipiu industrializat, o forță industrială, nu că sunt nostalgic, sunt destul de tânăr și nu aș vrea să duc discuția într-un sentiment de nostalgie, dar dacă ne uităm pe fostele platforme industriale, din păcate, pe toate fostele platforme industriale, dacă ne uităm, au devenit unele din, marea lor majoritate, au fost vândute la fier vechi și multe dintre ele au devenit sau vor deveni cartiere rezidențiale, au apărut, au răsărit mall-uri. Nu zic că nu este un lucru bun că avem mall-uri sau hipermarketuri. Bineînțeles că și lucrurile acestea sunt necesare într-o comunitate și în ceea ce înseamnă dezvoltarea. Dar dezvoltarea unei comunități pe investiții de tip servicii, în domeniul serviciilor, nu este o dezvoltare sustenabilă. Nu este o dezvoltare care poate să susțină economia unei comunități. Fie că vorbim de municipiul Brașov, fie că vorbim de județul Brașov sau până la urmă fie că ne raportăm la tot ceea ce înseamnă dezvoltarea sustenabilă economică a României. De aceea cred că pentru a putea ridica nivelul de trai, dacă tot vorbim de nivelul de trai, nu este suficient să constatăm că avem situații în care sunt categorii de persoane, fie persoane active, fie persoane care sunt pensionare și au venituri foarte mici. Cred că în primul și în primul rând trebuie să lucrăm la profilaxie și să reușim să avem o dezvoltare sustenabilă economică a tot ceea ce înseamnă fiecare comunitate în parte. Doamna deputat, vreau totuși să vă întreb ce părere ați avut dumneavoastră cu privire la majorarea salariilor pentru medici și profesori cu 15%. Știm că a fost adoptată, contestată, atacată acea lege. Nu numai medicii și profesorii au nevoie de majorări salariale. Trebuie mărite salariile în toate domeniile de activitate. Pentru mine a reprezentat o curiozitate, cel puțin, faptul că fiind 3 ani la guvernare, nu găsești timpul și resursa necesară să faci aceste măriri de salarii, dar le faci cu o săptămână cel puțin înainte de campania electorală. Deci dați-mi voie să mă îndoiesc oarecum de buna credință a celor care au propus așa ceva. Repet că este nevoie, suntem absolut de acord și noi ne propunem să facem asta. Dar ne propunem să facem asta într-o economie sănătoasă, pe un buget pe care îl știm, pe care îl calculăm. Știm de unde vom lua banii, știm cum vom produce banii respectiv. Este foarte ușor să promitem. De mâine dumneavoastră veți avea 50% o mărire de salariu. Poate ține o lună. Dar dacă luna următoare nu am resursă să vă plătesc banii aceștia, ce se întâmplă? Dumneavoastră, plecând de la banii pe care vi-am promis, poate vă faceți niște calcule, poate vă luați un credit, poate, știu eu, antamați niște cheltuieli și vă vedeți dintr-o dată în situația că eu nu mă pot ține de cuvânt, iar viața dumneavoastră, în loc să cunoască o îmbunătățire, dimpotrivă, se înrăutățește. De aceea spun, este normal să mărim salariile și mai normal să mărim pensiile, pentru că Este nevoie, așa trebuie, ca să ai un nivel de trai decent, nu poți să rămâi cu veniturile pe care le avem acum. Dar toate astea se fac într-o economie susținută și într-o economie planificată, nici de cum pe Heirup și pe campanie electorală. Am văzut, din cauza nivelului de trai scăzut, am pierdut foarte mulți oameni. Mă refer că au plecat în străinătate, sunt milioane de români care au plecat să lucreze în străinătate, pentru că aici
nu exact aveau cum să se întrețină din salarii mici. Ce este trist este că statul, pe lângă faptul că pierde niște specialiști, buni specialiști, statul pierde în fapt și banii pe care i-a investit cu educația lor. Așa și ne referim și la medici până la urmă. Exact. Pentru că până ajunge să fii specialist și exportăm practic, nu? Exact. Statul suportă niște cheltuieli și atunci statul, de fapt statul, noi toți trebuie să găsim această cale de a ne ține resursa acasă. Ar trebui să le oferim un viitor acestor tineri și tot pentru că suntem în campanie electorală, permiteți-mi să rog tinerii să vină la vot, indiferent ce vor vota, să înțeleagă că este foarte important pentru ei să își asigure viitorul așa cum și-l doresc. Spuneați că trebuie să găsim o cale. De ce nu s-a găsit această cale acum 4 ani, acum 8 ani, acum 10 ani? În primul rând, fiecare partid politic care a ajuns la guvernare a început prin a se plânge de greaua moștenire. Eu m-am săturat de expresia asta extraordinar. Deci fiecare când vine spune, păi ce m-a lăsat celălalt guvern, un dezastru. Și găsește pe parcurs tot felul de explicații. Și mai cred eu că lucrurile nu merg bine pentru că nu se ajunge la un consens politic. Eu cred că toate partidele, mai mici, mai mari, ar trebui să se așeze la o masă, să admită din start că fiecare dintre noi dorim binele aproapelui nostru, binele românilor și al României și să ne înțelegem în consens asupra măsurilor economice pe care trebuie să le luăm pentru a se vindeca țara aceasta. Așa văd eu lucrurile. Veșnic într-un război, veșnic într-o acuzație, veșnic într-un circ, nu se poate face nimic constructiv. Așa este, ar trebui să existe totuși o colaborare până exact, la urmă. Dialog. Dialog. Un dialog exact între partide, da? Pentru bunăstare, pentru un nivel de trai, pentru a se găsi soluții pentru toate aceste probleme. Exact, două minți gândesc mai bine decât una singură. Exact. Domnule Mihai Costel, vreau să vă întreb legat de o altă problemă, vreau opinie din partea dumneavoastră. Suntem țara asistaților sociali. Așa spun mai multe studii. Sunt milioane de oameni care primesc un ajutor social. Mulți dintre ei poate fără să merite acest ajutor social. Am văzut în mediul rural, mulți preferă să stea acasă, să primească acel ajutor social în loc să meargă să muncească. Ce facem în această situație? Da, o să vă răspund și aici, dar cu permisiunea ca după aceea aș dori să trag și eu câteva concluzii asupra faptului că ne pierdem resursa umană, care din punctul meu de vedere resursa umană este chiar una dintre cele mai importante resurse a unei țări. Este un fenomen general și chiar dacă privim la municipiul Brașov, pentru că până la urmă candidăm pe listele județului Brașov, dacă ne raportăm, constatăm că în ultimii ani, dacă ne uităm pe toate datele statistice, în ultimii ani municipiul și județul implicit a cunoscut o scădere drastică a populației și mai mult avem o populație îmbătrânită care, dacă vom merge în ritmul acesta, pe lângă faptul că în aproximativ 10 ani municipiul Brașov va fi surclasat din punct de vedere al pentru că scăzând populația se încadrează în categoria municipiilor, nu de primul rang și implicit vom avea și dezavantaje și în ceea ce înseamnă chiar anumite finanțări. Totodată trebuie să ținem cont că în ritmul acesta cred că în 10 ani vom avea foarte multe persoane în vârstă și ceea ce trebuie să facem noi, atât la nivel național cât și la nivel local, este de a avea o strategie reală în care să putem să ne ținem tinerii în primul rând, pentru că ei reprezintă viitoarea resursă și a Brașovului, și a județului Brașov, și a României. Ei, nu poți... Pentru asta avem nevoie de locuri de muncă, pentru asta tocmai, avem nevoie voi puncta imediat. Nu te poți prevala, acum sintagma aceasta, greaua moștenire. Greaua moștenire, de regulă, ne putem raporta la chestiuni de natură bugetară. Dar nici de cum nu ne putem raporta la faptul și nu ne putem prevala de faptul că am moștenit
primit o guvernare grea și de aceea nu putem să avem o strategie reală de a ne ține tineri. Ei, lucrurile acestea pot fi făcute în primul și în primul rând cu o dezvoltare economică sustenabilă, despre ceea ce vorbeam mai devreme, pentru că avem foarte mulți tineri absolvenți de studii universitare și aici a fost o greșeală a PSD-ului pe mandatul... A fost o greșeală a doamnei ministru Andronescu. Nominal pot să spun, când dumnei a luat decizia de a desfința școlile profesionale, astfel încât s-a încurajat ca cât mai mulți tineri să meargă către ori să întrerupă studiile sau să meargă către studiile universitare și ne aflăm în ipostaza în care avem foarte mulți tineri, unii bine pregătiți, alții mai puțin bine pregătiți, dar poate ar fi fost mai bine pregătiți în domenii tehnice și ne aflăm în situația în care acești tineri lucrează printre, aranjează marfa printre rafturile de la mall-uri, de la hipermarketuri și aici lucrurile trebuie corelate, pe de-o parte, cu investițiile reale care duc la o dezvoltare economică reală și nu la investițiile acestea în servicii și totodată la o corelare a tot ceea ce înseamnă oferta educațională cu ceea ce înseamnă piața muncii. Avem nevoie de o reformă. Avem o reformă de o reformă în educație. Dacă vedeți dumneavoastră, în municipiul Brașov deja s-au dezvoltat aceste școli, acest învățământ dual, aceste școli profesionale. Avem școala profesională Kronstadt împreună cu o companie germană. Avem împreună cu specializăm în domeniul aeronautic. Vom dezvolta și alte școli profesionale, dar lucrurile acestea trebuie reglementate la nivel de legislativ. Este nevoie de o reformă învățământ, este nevoie de o revitalizare a școlilor profesionale și o reglementare clară a ceea ce înseamnă învățământul dual și totodată sprijinite investițiile, astfel încât lucrurile acestea corelate să ducă până la urmă la menținerea tinerilor care vor și reprezintă până la urmă o resursă umană importantă și menținerea tinerilor în comunitate. Bineînțeles că lucrurile acestea trebuie corelate cu o viață culturală efervescentă, cu posibilitatea de a desfășura diverse activități sportive, pentru că este important. Eu am fost, vă dau un exemplu, am fost la un proiect european, am fost invitat la Andrei Șaguna și m-am întâlnit cu tineri de clasa 9 și a 10-a. Și am întrebat câți dintre dumneavoastră doriți să rămâneți în țară după, nu în Brașov, câți rămâneți în țară după terminarea liceului. La nivel de opțiune, 3 persoane mi-au răspuns pozitiv. Restul, fiecare dintre ei avea opțiunea ba să meargă să studieze în Statele Unite, ba să studieze în Anglia, ba să studieze... Bineînțeles că este un lucru frumos, dar este important... să reușim să ținem această resursă umană la noi. Chiar dacă pleacă, eventual să revină. Chiar dacă pleacă, să revină cu expertiza, nu să-i formăm noi aici și să cu expertiza, pentru că vă dau un exemplu. Vorbeam despre corelarea curiculei educaționale cu piața muncii. Universitatea Transilvania specializează ingineri în tehnologia sudurii. Este o meserie foarte bună, căutată, dar din păcate nu în România. Practic, noi aici îi specializăm și după ce îi specializăm, dacă acești tineri doresc să lucreze în domeniul lor de activitate pentru care s-au pregătit, chiar dacă doresc să rămână în Brașov, în România, nu au posibilitatea pentru că aceste joburi sunt limitate. Deci lucrurile acestea trebuie să corelate, să vedem un pic și de ce avem pe piața. Da, ce avem pe piața muncii și ceea ce specializăm. Ca să revenim și la ne aflăm în topul sărăciei în Europa. Ca să revenim și la componenta și cu asistații sociale, dacă țara asistațiilor sociale. Da, țara asistațiilor sociale, dacă tot ați deschis discuția să nu considerați că o colez, dar am simțit nevoia de a face cele completări. Cu siguranță și aici lucrurile trebuie reglementate. Nu noi, nu Partidul Mișcarea Populară este responsabil de aceste ajutoare pe care statul le-a născut. Dacă ne uităm în urmă, aceste ajutoare sociale au fost
născute, să zic așa, să folosesc o metaforă, marea lor majoritate în perioade electorale. Adică a venit guvernul, a dat o măsură înainte de alegeri, a venit a un alt guvern, de asemenea înainte de alegeri în speranța de a se menține și pe viitorul legislativ, a mai dat o altă măsură, o altă măsură și cu foarte multe măsuri în vederea încurajării primirii de sprijin de ajutor social. Iată că avem, în momentul acesta, avem persoane care au capacitate de muncă, din păcate, dar pentru că se încadrează din punct de vedere legal, până la urmă aici este problema. Cadrul legal, pentru și noi avem la Direcția Servicii Sociale, la primărie, se fac acele anchete, dar dacă există un cadru legal în spate și acea persoană se încadrează și poate beneficia de un anumit ajutor social, ca autoritate publică sunt obligat să îi acord. Deci până la urmă lucrurile aici ar trebui clarificate tot în cadrul Parlamentului și ar trebui ordonate, prioritizate. Bineînțeles, dar și aceste controle, au fost cazuri în care autoritățile locale, dar nu a fost cazul la municipiul Brașov, a fost cazul, m-am văzut prin țară, pe la televizor, care au numit autorități locale, au fost mai delăsătoare. Problema nu este neapărat a controlului. Sunt foarte multe persoane care se încadrează în anumite ajutoare sociale, deși ar fi capacitate de muncă, se încadrează, dar te obligă ca și cadrul legal să le acorzi acest ajutor. Doamna deputat, cum vedeți dumneavoastră această situație? Suntem în topul sărăciei în Europa? Din lipsa locurilor de muncă. Povestea asta cu ajutoarele sociale este foarte bună și este gândită pentru ca statul să vină și să ajute niște oameni care real au nevoie de ajutor. Dar eu nu cred că un stat ar trebui să stea și să transforme cetățenii ei într-un fel de oameni care așteaptă numai de la stat și nu oferă nimic în schimb. Locurile de muncă, cred eu, că reprezintă cheia prosperității unei țări. Trebuie cu cât să noi vom oamenii să lucreze, pentru că dacă primesc acel ajutor social, acum ce să vă spun? Poate să stea acasă. Poate că unii preferă să stea acasă, dar eu sunt convinsă că cei mai mulți stau de nevoie acasă, pentru că nu găsesc unde să se angajeze, nu ar munci și nu au unde. Ajutoarele sociale nu sunt foarte mari. Nu, dacă stai acasă, nu ai un trai nemaipomenit, ci ești tot la limita aceea a nivelului de trai. Iar eu sunt convinsă că cei mai mulți, dacă ar avea posibilitatea, s-ar duce și ar munci și ar câștiga niște bani corect și cinstit. Oricum, aici ar trebui, repet, să se modifice oarecum legislația, dar numai după ce oferi oamenilor ceva în schimb. Adică nu poți să le tai și ultima speranță a unei vieți și să nu le dai altceva. Oferă-le un loc de muncă și vezi apoi dacă mai au sau nu nevoie de ajutorul respectiv. Domnule Mihai Costel, ce facem cu sănătatea, cu spitalele? Ce se întâmplă la Brașov? Vom avea un spital nou? Nu vom avea? Din păcate, cum vedeți dumneavoastră? Din păcate, atât problema spitalului, cât și problema aeroportului, brașovenii cunosc lucrul acesta, a reprezentat și văd că, din păcate, și în momentul acesta reprezintă o temă de campanie. Este păcat că la nivelul anului 2016, fie că avem alegeri locale, fie că avem alegeri parlamentare, candidații vorbesc despre cele două probleme. Acum, dacă problema aeroportului oarecum a intrat în linie dreaptă, ținând cont că era nevoie de anumite reglementări legislative, reglementări care au fost făcute în cadrul Parlamentului, de anumite reglementări legislative, cu siguranță în viitorul apropiat, atât noi primăria, cât cei de la Consiliul Județean ne vom așeza la masă, vom stabili ceea ce avem de parcurs în continuare. Ok. În ceea ce privește spitalul, da, pentru
Brașov este nevoie de un nou spital. Repet, nu este suficient să băgăm bani în actualul spital județean, este nevoie de un nou spital. Fie că îl facem pe orizontală sau pe verticală, acest spital trebuie să aibă toate secțiile la un loc, nu cum avem în momentul acesta, o anumită secție să o avem într-un cartier, o altă în alt cartier. Sperăm că se va sperăm face. Că și sperăm că la viitoarele alegeri nu mai vorbim prezență, despre spital. Doamna deputat Lumința Adam și domnul Mihai Costel. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă doresc numai bine. Rămâneți în actualitate. La revedere!